Metalosport a suferit o înfrângere dureroasă în fața Științei Miroslava. Gălățenii au condus cu 3-1, dar au fost nevoiți să se recunoască învinși la final. Antrenorul Mihai Ciobanu a trecut peste supărarea pricinuită de jucătorii săi. Fiecare meci are istoria lui, fiecare meci îți aduce lucruri plăcute care îți fac plăcere, dar și lucruri care te întristează. Cert este că la meciul trecut cu Miroslava, conjunctura în care am fost prinși ca și lot a fost una neplăcută. N-am beneficiat, așa ca să spun, de serviciile căpitanului echipei al lui Marian Cârjă și nici al lui Mila suspendat. Și aspectul ăsta s-a cunoscut foarte, foarte mult în forța de joc a echipei și în naivitatea cu care băieții noștri au răspuns fazelor de joc. Metalosport nu poate depăși un anumit nivel, lotul de jucători nu are valoare pentru a putea fi atacată promovarea. Am mai spus-o de la început, pentru Metalosport este să ne fixăm obiective, dacă le și putem realiza, asta este foarte bine, dar ținând cont de contextul în care și desfășoară activitatea Metalosport, după părerea mea, nu se putea obține mai mult. Toată dorința jucătorilor mei și a mea și a celor care sunt în club, pentru că au fost mai multe aspecte care au limitat, ca să spun așa, creșterea în evoluție ale jucătorilor și a echipei în general. Galațiul are nevoie de o echipă în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării, dar acest obiectiv trebuie atacat după ce se fac investiții masive și la timp.